Și am trecut de vamă. A durat mai puțin decât ne așteptam. Aici este o moschee, Bădrum Mftulugiu. Hizil Harlem Mustafa Pashak Chami. O fi o... moschee. Asta e Bodrumul. Un mâțoflex. Magazine, bineînțeles, pe comerț agresiv. Ia uite aici. Ia uite, îmi place să mănânc, Ionuț Lenghel. Ia uite aici, shawarma. Shawarma la meserie. Geci de motor, din piele. Orașul Bodrum se chema în antichitate Halicarnassos și era un mic sat pescăresc. Dezvoltarea lui a început în cea de-a doua jumătate a secolului 20, odată cu dezvoltarea turismului. Mergem să vrem să vedem un castel aici în Bodrum. Castelul e de fapt în spate de unde venim. Asta e o informație, e utilă. Nu merge harta asta. Da. Ce frumos, frumoasă culoare turcoazul ăsta. În continuare prin Bodrum. Și o mică plajă. Uite cum sunt plajele, n-am pierdut nimic. Deci, Dani, ai înțeles, da? Sunt înguste, urâte. Apa normal, ca și la noi, la noi în Grecia vorbesc. Acela e castelul, da. Plajele așa sunt. Not exactly my type, my kind of bitches. Ne yapsam olmadı yine paçayı kurtaramadım aşktan dedim o zaman satmışım anasını oluversin atın elimi arpadan bana yine kara geceler bana yine uyku muyku haram. Continuare pe străzile din Bodrum. Aici un cățel conviețuind cu o pisică, bine păstrând o distanță. Un mățoflex și un cățel. Un cățel bătrân. Hai. Stau afară în fața magazinelor. Mâncătorii. Am dat peste aia, am greșit.
E cald. Da. Vezi că nici nu sunt oameni pe la terasă. Mă, ce-i cazați aici? Seara. Not aici la o patiserie în Bodrum, la Turci. Uitați cum e apa minerală la ei. Asta e, la 200 de mililitri. Asta e cea mai uriașă pizza minerală. Deci este o fiolă. Da? Nu s-a uitat la talia. Dani are un americano și ne-a luat aici o plăcintă cu cei cu brânză, sărată. Iar aici un covric cu măsline foarte bune, proaspete sunt. Turcii starle de-astea. Să încercăm să filmăm ceva aici. Deci plăcințica asta e cu brânză sărată și ca o plăcintă cu paste, așa. E foarte bună. Sunt proaspete. Iar covrigul ăsta e cu măsline. Să beau și eu din fiola asta. The North Face. Încălțări. Exact, da. Ei stau agresiv în fața magazinelor. Să te înhațe. Acolo e marea. Frumos. Da, pe aici am venit, Dani. Da, o așezare, un orășel ultraturistic. În zona asta de bazar. Plin de nemți. N-am auzit vorbindu-se atâta germană în niciun loc pe unde am fost. Cred că germanii sunt primii care vin, apoi suedezi, olandezi. Am auzit și italieni. Să-ți vină turiști din Italia, care are mare peste tot, să-ți vină aici, e ceva la tine la mare. I love Bodrum. Sus cu Mustafa Atatürk, eroul lor. I love Bodrum. Aici îți faci poze instagramabile. Da. Cum? L-am văzut, da. Portul. Aici sunt terase unde o să bei ceva. Nu vrei? 50 de centimetri. Nu vrei? Putem să bem, da? Rămâne turcim. Mai stăm în urmă. Hai să mai stăm. Pește, fructe de mare, iute.
Superbă bugenvilia asta. Bugenvilia. Floarea de hârtie. Te invită foarte ospitalieră, agresiv aproape. Mie nu-mi prea place stilul ăsta, dar... Așa e în comerț. Marketing agresiv. Ajung și la statuia lui Sadun Doro, născut în 1928, decedat în 2015, care a fost primul navigator amator turc care a înconjurat globul, planeta, prin navigații. Sadun Doro. Respect. Cum sunt căței de ăștia? Am văzut căței foarte mari, bătrâni, prin Bodrum, care se odihnesc la un moment. Iar aici este o... O moschee. Am zis să intrăm, dar Dani nu-i tocmai echipată, trebuie să ne descălțăm. O moschee aici. Aici al cățel. Dar toți sunt grași. Niște grăsani. Care se odihnesc la umbră. Asta s-a ridicat. Bun. Orașul e frumos așa. Orașul e viu. Cred că seara e și mai frumoasă. Și aceste ghivece uriașe, ce frumoase sunt, din mozaic pentru copaci, de diverse culori și modele. Asta cu portocaliu, cu roșu. Deși scrie acolo că n-ai voie semn cu căței, ăștia au venit cu căței. Pe gazon. Foarte cochet. E un orășel cochet și gândiți-vă că Bodrumul nu e un mare oraș în Turcia. Nu e Istanbul, nu e Ankara, nu e... Și foarte pe ce la mare, atât de frumos e la noi. Curățenie și... Bravo, poți să zice că ești oriunde aici. În Franța, în Italia. Au bancomate peste bancomate, bani să fie, să ai ce scoate. Am făcut și versuri. Magazinașe. Aici o zonă cochet, chic. În port. Buticuri. Ipecheli aici. Emre Optic. Dalia Bianca, B&G, Yves Rocher. Intrat într-un mini Carrefour aici în Bodrum și au cola, o cola la 2 litri e 40 de lire, deci cam 1 euro, să zic, 1 euro și un pic. Și au și cola la foarte mare, asta e, nu știu la cât e. La cât e asta, mă? La 2 jumate. La 2 jumate este 50, deci 1 euro și 20, cam așa. Am luat ceai, ce am luat? Da, ceai de măr chimic. Ceai de măr chimic și o apă arată. Și o apă minerală. Și uite și MGU4, electric, full electric. Morris Garage, firma e britanică la origine, dar e făcută de chinezi acum. Mașinile sunt făcute integral în China. MG4 electric. Iar acolo e un Suzuki S-Cross. Suzuki S-Cross. Între cele două, normal că aș prefera. Bine, asta are culoare drăguță, portocaliu ăsta. Aș prefera Suzuki S-Cross. Aici un Isuzu masculin.
echipat pentru off-road. Și aici un Maserati de fițe. Sincer, îl prefer pe ăsta oricum, Isuzu ăsta, decât Maserati. Nu mă pot opri să nu filmez bugenvilia asta. Extraordinar. Superbă bugenvilia. Și căsuțele astea. E un oraș foarte drăguț. Bodrumul, surprinzător de drăguț. Multe restaurante, cochet. Turcia, păi unde găsești la noi? Nici în Constanța, nici în Mamaia nu e atât de... Și foarte multe case au steagul turcesc, ei sunt naționaliști, sunt patrioți. Au drapelul. Da. O altă statuie a lui Neizentefık. 1879-1953. Mort în Istanbul. N-aș ști să vă spun cine e acest Neizen. Care sunteți interesați? Stop, still image și căutați Google. Aici multe iahturi. Și private și... de închiriat. E cald, dar nu cred că e mai cald decât la București. Aici e un pic mai umed, căldura e mai umedă. Au, ce mișto să stai pe iaht. Bei ceva. Tururi private. Ai plătit și te plimbă. Toropiți de căldură, am tras aici la o băutorie și am luat niște bere, drept cald de Denmark. Tot suntem în Turcia. Stimați telespectatori, în spatele meu se află castelul din Bodrum. Am decis să nu mai vizităm, pentru că tichetul, intrarea e prea scumpă și nu merita. Dar o să vă spun câteva cuvinte despre el. Castelul ăsta, construcția lui a început undeva în jurul anului 1402. Este construit de Ordinul Ospitalier al Cavalerilor Ioaniți. Din 1436 au început să-i se adauge, are patru turnuri, turnul englez, francez, britanic și îmi scapă unul german, parcă, în funcție de cei care l-au construit. A rămas la creștin, la Ordinul Cavalerilor Ioaniți, până prin 1523, când a fost cucerit de Imperiul Otoman, unde a și rămas transformat în moschee 400 de ani. După cel de-al doilea război mondial, a fost transformat în muzeu, a intrat în patrimoniul UNESCO și este vizitabil. Acesta e castelul din afară, văzut. Nu că e vorba că nu ne-am permite sau altceva de genul ăsta, ca să eliminăm orice speculație, dar 23 de euro de persoană mi se pare mult pentru a vizita acest castel mic, adică cred că ei profită la maximum de... Am considerat că nu face atât. Aici sunt zidurile exterioare. Iar aici, din ce am văzut prin această poartă, este un amfiteatru amenajat. Probabil seara sau sunt anumite spectacole. Sau în zile de sărbătoare, știu eu. Da, e chiar aici în port. În cos m-am oprit mai mult să mănânc un döner wrap.
un Donald Rap. Ce zici, Ionuț Lenghel? Ce zici, tătipule? S-ar încadra? Nu prea arată. Și cu câțiva cartofi, limonadele, iar Dani stă așa și nu mânca. Bineînțeles că la întoarcere, aceeași coadă la control ID către COS. Uitați ce coadă e în față. Da. Și scurta excursie în Bodrum s-a încheiat, ne întoarcem la COS. That's life. That's life. That's what all the people say.